Actualizare 2. Aproape jumătate din școlile și universitățile ucrainene sunt gata să reia cursurile. Aproape jumătate din școli și universității din Ucraina sunt gata să reia cursurile în septembrie, a declarat ministrul educației, Serhii Scarlet. În prezent, aproximativ 41 din toate instituțiile de învățământ au posibilitatea de a începe educația în format tradițional. Cei mai mari indicatori de pregătire pentru procesul educațional pentru față-înfață sunt în regiunea Lviv, 83%, regiunea Cernăii, 78% și orașul din Kiev, 68%. Celelalte regiuni continuă să lucreze activ la crearea unor condiții adecvate și sigure în instituțiile de învățământ pentru învățare ofline, a spus Scarlet, potrivit CNN. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că rușii de panică și au dat seama că peninsula Crimeei nu este un loc pentru ei, după 3 atacuri misterioase și devastatoare împotriva peninsulei în ultima săptămână, care se crede că a fost realizată de ucrainean. Agenți. Mașinile lungi care traversează podul în Crimeea, care duc la Rusia continentală, au arătat că majoritatea absolută a cetățenilor ruși au înțeles mesajul, a spus Zelensky într-un discurs. Cel puțin 38.000 de mașini au traversat marți un record, spune The Guardian. Actualizare ora 17:20 oficialii ucraineni sugerează că ar putea începe un ofensiv pentru a recupera teritoriul. Un oficial al Serviciului de Informații al Ucrainei sugerează că marele împotriva, ofensiv pentru recuperarea teritoriului, ar putea începe curând, potrivit CNN. Un purtător de cuvânt al Serviciului de Informații al Ucrainei a sugerat că țara ofensivă lungă apreciată pentru recuperarea teritoriilor pierdute ar putea începe în curând. În viitorul apropiat, vor exista evenimente foarte acute pe parcursul frontului, miercuri, Andriusov, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina. Counter-offensive ar putea fi legată de ziua independenței Ucrainei pe 24 august. Actualizare ora 16:45, Putin a chemat un nou comandant al flotei Mării Negre. Flota rusă a Mării Negre, cu baza anexă a Crimeei, numită un nou comandant, a anunțat miercuri agenția de presă RIA, după ce bazele militare rusești au zguduit prin explozii în ultimele 9 zile. Dacă este confirmat, eliminarea comandantului anterior, Igor Osipov, ar marca cea mai importantă concediere a unui oficial militar în ACI.